Bună ziua, dragilor! Sunt Marian și în acest tutorial mi-am propus să vă demonstrez cum puteți genera și insera un cod QR în documentele pe care voi le folosiți la clasă cu elevi. Eu am folosit foarte mult timp și încă folosesc acest tip de lucru pe fișele de lucru ale elevilor, pe fișele de testele de evaluare formativă și de evaluare sumativă. De ce? Pentru că mi-am dorit ca întotdeauna să asigur o transparență cât mai mare a procesului de evaluare odată și totodată să vin cu anumite modalități prin care să îi fac pe elev să înțeleagă modul de rezolvare a anumitor sarcini de învățare cu un grad de dificultate peste medie. Înainte de a începe să generăm codul, este necesar ca documentul căruia îi generăm codul QR să fie încărcat pe o platformă online. În situația dată, eu am să folosesc Google Drive, puteți să încărcați și pe propriul site dacă aveți un site sau și pe site-ul clasei dacă aveți un site al clasei. Eu am să folosesc contul meu de Google Drive, aici am încărcat întotdeauna și după ce ați încărcat documentul, vă asigurați că acest document are setările realizate astfel încât să fie accesat de către oricine are linkul respectiv. Dacă am încărcat documentul și am făcut setările potrivite, pentru a fi vizualizat de către toți cei care au linkul, am să trec la pasul următor și din Google o să scriu generator codul QR. Google o să vă returneze destul de multe astfel de aplicații online. Eu am folosit-o mult timp pe aceasta, QR Code Generator. Aveți mai multe opțiuni în această casetă. Adresa URL, cea pe care o să o folosesc eu acum, putem să ne generăm propria carte de vizită electronică. Deci ne scriem datele și este suficient să ne descărcăm codul QR ce se generează și în unei cărți, în format electric, în unei cărți de vizită în format electric. Putem să înmânăm persoanelor cu care intrăm în contact un cod QR, text, efectiv se generează cod QR pentru un text, un e-mail, un SMS pentru Wi-Fi, Facebook, PDF, nu am să intru în amănunte la restul, am să vă las vouă plăcerea de a le descoperi. Am să folosesc adresa URL. Ce va trebui să fac aici la adresa URL? E, aici la adresa URL va trebui să introduc linkul către documentul pe care eu l-am încărcat în prealabil pe Google Drive. Am să merg în Google Drive, o am să copiez linkul, obțineți linkul. Oricine are linkul este cititor. Am copiat linkul, merg în QR Code Generator, lipesc linkul aici și pasul următor, pur și simplu, apăsăm pe butonul verde, creați codul QR. Codul QR s-a creat aici. Avem mai multe opțiuni, dacă vrem să introducă un cadru, în partea de sus, în partea de jos, în partea de sus. Unele trebuie să vă înscrieți gratuit, nu este cazul. Eu am să folosesc varianta cea mai simplă, aceasta, sau pot să o las fără cadru. Am să o las pe aceasta că este cea mai simplă. Și am și varianta cu logo, dar și aici trebuie să vă creați un cont. Odată generat codul, îl descarc. Nu ne interesează această opțiune. Așteptăm puțin până se descarcă. Îl salvez. Ok. Fișa 8.
sunt atent unde îmi salvez. Eu am să-l salvez pe desktop. Dacă îl vom deschide, veți observa că se deschide ca o imagine. Am să pun bara aplicația. Pasul următor este să îmi caut documentul unde am fișa de lucru. Am să caut fișa de lucru. Fișa de lucru. Litere. În fișa de lucru merg și inserez o imagine și la imagine am să caut codul pe care l-am salvat, cod QR fișa 8. L-am inserat în document, îl redimensionez ca să nu-mi dea peste capul și formatez puțin, ca să nu-mi dea peste cap tot documentul. Ok. Și în felul acesta am salvat. Și în felul acesta, pe documentul pe care îl înmânesc copiilor, voi avea alături de sarcinile de lucru și codul QR pe care ei îl pot scana la finalul activității sau în timpul activității după ce au terminat de lucru și pot să folosesc această variantă și ca astfel încât ei să-și realizeze o autoevaluare la ceea ce au lucrat pe baza sarcinilor de lucru rezolvate și vizualizate prin scanarea acestui cod. Că în momentul în care vor scana acest cod, se va genera un link către documentul acesta, dar acest document rezolvat. În momentul în care elevul sau părintele va deschide telefonul, camera foto a telefonului și va poziționa camera foto în dreptul codului, aplicația de pe telefon va genera automat un link, care link accesat îl va redirecționa pe utilizator la documentul rezolvat și încărcat anterior în Google Drive. În felul acesta, și elevul, dar și părintele pot avea acces imediat după rezolvare la varianta rezolvării corecte. Dragii mei, vă urez mult succes în folosirea acestui tip de aplicație, în generarea și inserarea de codul QR. Vă salută cu drag, Marian. Toate cele bune!